Astra va avea parte de o dispută specială în următorul joc de campionat. Formația antrenată de Alexa va juca etapa următoare cu CFR Cluj, unica formație din România calificată în grupele Europa League. Astra CFR se va disputa sâmbătă seara la Giurgiu, iar principalul Alexa spune că nu contează dacă echipa lui Dan Petrescu este obosită, pentru că are cel mai tare lot din prima ligă. Aduceți-vă aminte că CFR-ul cu alți jucători au spulberat Botoșaniu, au un lot foarte bun, au un lot foarte competitiv, au un antrenor excepțional, cea mai bună echipă din România, cel mai bun lot din România și cred că indiferent cine joacă din contră, cei care vor intra vor fi mult mai motivați decât ceilalți. Mijlocașul Budescu și fundașul Dandea, ultimele achiziții, sunt printre cei mai activi la antrenamentele care se desfășoară în cartierul 9 Mai al Ploieștiului. Budescu trebuie să se pună la punct cu pregătirea fizică, în timp ce Dandea este 100%, având în vedere că a jucat și la Hermannstadt Sibiu. Apărătorul nu se aștepta să-i reîntâlnească pe Alibec, Budescu, dar și pe Răduț sau Tamaș. Aici învăța? La Gavi Tamaș toată lumea are ce învăța, pentru că toată lumea știe, este un jucător cu experiență, un jucător care a jucat în cele mai puternice campionate din Europa, este un exemplu pentru noi și sperăm să ne ajute cât de mult poate. Îl pot face pe Budescu să revină la echipa națională? Eu cred că da, își dorește foarte mult. A revenit pentru a juca fotbal, să revină iar în circuitul echipei naționale. Depinde doar de. Dar cum l-ați convins să renunțe la atâția bani cât avea salariul acolo? Păi, nu știu, și-a reziliat în condiții favorabile pentru el, am înțeles, și a venit să joace acasă. Budescu și Dandea au semnat contracte valabile pentru două sezoane cu trupa care se antrenează la Ploiești și joacă la Giurgiu. Prin revenirea celor doi, Astra a ajuns la 13 jucători noi aduși în această vară.